I am convinced să spun despre cărțile lui Rovelli. În afară de faptul că îți prezintă niște cunoștințe la care s-a ajuns în direcția asta, Rovelli spune povestea cercetării științifice. Spune ce înseamnă, de fapt, să faci știință. Deci e o carte despre ideea de a face știință și revin la ceva ce a spus Cristi Preșură, e vorba de teorii cu ghilimelele de rigoare. Pentru ca o teorie științifică să fie veritabilă teorie științifică, ea trebuie testată. Ori problema gravitației cuantice cu Buber și problema unificării gravitației cu mecanica cuantică este că nu avem teste teoretice în privința asta. Nu avem testare, pardon, teste experimentale în privința asta. Sunt construcții mentale care așteaptă să fie testate. Acum, trec la cartea a doua. Cine vrea? Vrei să vorbești cu primul? Cine vrea să vorbești cu primul? Dați pe tine la urmă. Cealaltă carte, a treia, e o carte scrisă tot de un fizician, Max Tegmark. Profesor de fizică la MIT, la Institutul Tehnologic din Massachusetts. Și e un fizician care a lansat o teorie ceva vreme în urmă, cum că tot ce există în matematică ar trebui să se regăsească în realitate. E o teorie, după părerea mea, foarte curajoasă. Aici Max Tegmark se ocupă de cu totul altceva, de inteligența artificială, de problemele pe care le pune inteligența artificială în toate sensurile. Sunt probleme de cercetare și sunt probleme de natură etică, politică, economică. Și la fel ca în cărțile lui Rovelli, găsiți aici statutul dezvoltării inteligenței artificiale. Vedeți problemele cu care ne confruntăm și aflați lucruri remarcabile. Un singur lucru remarcabil vreau să vă povestesc din cartea asta. Progresele inteligenței artificiale sunt mai rapide și mai spectaculoase decât ne închipuim. Acum vreo 20 și ceva de ani, Kasparov a fost bătut la șah de un calculator. Și s-a spus, bă, șahul poate nu e prea complex, dar cu jocul de go va fi complicat. Ei bine, un program bazat pe autoînvățare nu numai că l-a bătut pe campionul la go, dar la un moment dat a făcut o mutare complet absurdă pentru strategia clasică a jocului de go. La noi jocul de go nu e popular, dar Asia de Est, de Sud-Est, e extrem de popular. Partidele astea între calculatori și campionul la go erau urmărite cu sufletul la gură. Și toată suflarea go-ului asiatic a rămas îmbărbuită la această mutare a calculatorului, o mutare absurdă la începutul jocului. Pentru ca după aia să se dovedească că e mutarea câștigătoare, cu alte cuvinte că acest program a inventat ceva. Ăsta lucru care ne pune pe gânduri. Un loc pe Doru Căstrean să ai butoful la Doru.